Bună seara din nou. Mă bucur să am onoarea și plăcerea să mai fac și câte o lansare de carte din când în când. De obicei sunt așa axată mai mult pe cursuri, însă mă bucur când există și astfel de inițiative. Și în seara aceasta o să discutăm despre partea holistică, despre partea de cum anume ne îngrijim copiii. Eu, la rândul meu, fiind mămică, sunt mai mult decât interesată de partea aceasta și recunosc că sunt adepta metodelor alternative. Prin urmare, un astfel de ghid, precum al doamnei doctor, este mai mult decât binevenit în lumea noastră a mămicilor și nu numai, pentru că, până la urmă, pentru toată lumea este important să putem să știm ce să facem pentru a ne menține sănătatea, să știm partea aceasta de prevenție și să nu alergăm așa cu prima ocazie la medicamente. Da? Eu iau doar în cazuri extreme, dar știm că dintotdeauna natura ne-a fost mai mult decât de ajutor și cu siguranță ne este și ne va fi în continuare. În deschidere, o să discutăm cu Florin Păsat, pe care eu îl știu deja de mai mulți ani și cu care am colaborat și mai colaborez din când în când. Florin este antreprenor, trainer, speaker, autorul bestsellerului WOW, noul ghid ca să trăiești acum o viață abundentă și împlinită. Dacă n-ați participat încă la niciun seminar de-a lui, cu drag vă recomand. A început inițial cu traininguri de marketing, comunicare și management și a constatat că funcționează doar modelele centrate pe om, da? Pentru că până la urmă totul se rezumă la noi oamenii. Și s-a dedicat artei de a crește oameni. În 2012 a decis să combine experiența de viață acumulată în procesul evoluției personale cu abilitățile sale de trainer, pe care deja le avea, și de speaker, și în acest fel a luat naștere proiectul Atrage Abundența în viața ta. Deci, dacă nu știți, recomand să-l căutați. Proiect care are ca scop să le prezinte oamenilor cele mai simple tehnici pentru a avea o viață abundentă și împlinită pe cele patru domenii importante ale vieții: financiar, relații, sănătate, armonie interioară. În cei peste 11 ani, mai bine, da, de 11 ani în care au trecut, de la începutul proiectului, Florin a vorbit în fața mai multor oameni, mai exact mai mult de 50.000 de oameni. Știu că acum e și în online, dar în trecut făceam în sală și erau sute de oameni care participau la seminarele lui. I-a inspirat și inspiră în continuare și motivează pe oameni să acționeze pentru a-și atinge obiectivele. Știu că face și un coaching foarte fain, unul la unul. Deci e un om cu care e bine să fii în contact, e bine să fii în legătură. A acumulat peste 5.000 de sesiuni de coaching, unul la unul, cum spuneam că face și partea aceasta, în programele plătite și alte zeci de mii de sesiuni oferite bonus participanților la programe. Deci este și darnic. În seara aceasta, Florin ne va face o introducere și ne va motiva cum se pricepe mai bine. Și îl invit acum, nu știu, Florin, dacă mă auzi, ai spus că ai ceva probleme tehnice. Ia să vedem dacă reușim să ne auzim. Oare mă auzi, Florin? Să intru din nou pentru că când m-am conectat prima dată, voi mă auziți? Acum, da. Ok. Eram chiar curioasă că ai zis că nu auzi și am întrebat-o pe Ina și a spus că la ea se aude. Da, am verificat și cu Andreea mai devreme. Se pare că a fost o problemă de conexiune la mine. Am înțeles de la Andreea că ai spus lucruri frumoase despre mine. Mulțumesc mult, mult de tot. Nu le-am auzit, înseamnă că nu am, n-am avut semințe să aud în seara asta lucruri frumoase despre mine. Sunt aici ca să o susțin pe Alina pentru că se trimite energie, pentru că știu că are emoții și știu de asemenea că pentru un autor e foarte, foarte important acest moment al lansării. Am trecut prin experiența scrierii unei cărți, am trecut prin experiența lansării unei cărți și știu cât de important e și știu că chiar dacă știi că lucrurile sunt bine puse la punct, adică chiar dacă știi că cartea ta aduce valoare, chiar dacă știi că toți cei care au venit în seara asta te susțin și îți trimit energie,
undeva emoția acolo tot există. Așa că am intrat să îmi spunea taică-miu să-i țin emoțiile Alinei, să-i trimit energie și să o felicit pentru acest copil, pentru că pentru fiecare autor cartea pe care o scrie e ca un copil, să o felicit pentru acest copil, să se bucure de el, să ajungă la cât mai multe mămici, pentru că cartea e super valoroasă. Așa că, Alina, mult succes! Eu e nevoie să ies pentru că acum de la 8 am un alt curs în care trebuie să intru. Mă bucur foarte, foarte mult că m-ați primit în mijlocul vostru și numai pentru aceste câteva momente și mă bucur să mă revăd cu persoane pe care le cunosc. Seară frumoasă, lansare frumoasă. Alina, de-abia aștept să-mi povestești cum a fost. Toate cele bune, seară faină! Mulțumim, Florin, foarte mult. Succes la curs. Venim și noi. Mai venim, că mai fost și mai venim. Îți mulțumesc. În continuare, o să ajungem și la doamna doctor, bineînțeles, dar în continuare aș vrea să o invit să ne spună câteva cuvinte pe Andreea Halikias, sper că pronunț bine, autor bestseller și ghid de marketing și leadership pentru autori. Practic ajută cumva oamenii să scrie cărți, pentru că putem fi foarte buni în ceea ce facem și să avem foarte multă informație valoroasă, cum este și în cazul doamnei doctor, da? Atâta experiență pe care a adunat-o de-a lungul anilor în practica sa și atâtea cărți citite și cu siguranță are foarte multe de împărtășit, dar una este să scrii și una este să practici și atunci un astfel de om cum este Andreea cu siguranță poate fi de mare ajutor. Ea este și fondatorul Meleti.ro, primul marketplace 100% românesc dedicat dezvoltării personale și profesionale. Deci dacă vreți să descoperiți cărți frumoase și nu numai, vă invit să intrați pe site-ul Meleti.ro. Iar pe Andreea o invit să-și deschidă microfonul. Bună Gata, seara! am apăsat pe buton. Mulțumesc mult, Alexandra. Bun venit tuturor. Bună seara. Mulțumim că în seara asta de 17 octombrie, la ora aproape 20, în loc să faceți orice altceva, ați decis să fiți alături de Alina și să aflați mai multe lucruri despre cartea ei, pe care o să vă invităm, evident, și să o cumpărați la final, să știți. Nu e dubiu de lucrul acesta. Eu sunt Andreea, așa cum a zis Alexandra despre mine. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știți este că eu țin spațiul autorilor să poată să-și scrie cărțile. Așa cum zicea Alexandra, e super tare când ai multă experiență și expertiză în domeniul tău. Și ca în orice început sau orice lucru nou pe care vrei să-l faci, ai nevoie de cineva care să te țină acolo. Pentru că viața nu se oprește doar pentru că vrei să scrii o carte. E partea cea mai importantă. Acum, dintre toată lumea din sala asta, eu am întotdeauna onoarea și privilegiul, asta se întâmplă la toate lansările, să cunosc foarte bine cărțile de dinainte, le știu de la stadiul de titlu, de la primele pagini, de la primele capitole. Am citit și acele părți care n-au mai ajuns până la tipar și pot să vă spun un lucru. Tot ce face Alina, tot ce a făcut toți anii ăștia, este atât de valoros și această carte este atât de necesară. Când mi-a povestit prima dată ce vrea să scrie, deja mi-am imaginat, și eu, mamă de copii mici fiind, că voi renunța la cel puțin trei cărți din bibliotecă: Marele Dicționar al Bolilor, scris de Jacques Martel, Homeopatia pentru copii și cel puțin încă una de spiritualitate care lega lumea asta spirituală de cea fizică. Și am zis, Alina, neapărat trebuie să aducem cartea asta pe lume. Deci, o să aflați tot felul de detalii, văd că sunteți multe mămici aici. Vă promit că este un ghid așa cum ar fi trebuit să avem de la început. Poate că nu l-am avut de când am ieșit din maternitate, dar oricând e bine, pentru că copiii sunt tot copiii noștri, indiferent ce vârstă au. Și felicitări, Alina. Vă spun sigur că a fost greu, a fost frustrant, nu a scris în fiecare zi,
S-a dat cu capul de toți pereții la propriu când am vorbit de marketing și de promovare. Dar uite că am ajuns aici. Felicitări, Alina. Nu e lucru ușor. Îți mulțumim că de acum avem în casele noastre, oricând, fără să ne fie frică că te deranjăm la 3 noaptea, avem ghidul de care avem nevoie și soluțiile de care avem nevoie să ne îngrijim copiii. Și Doamne ajută să ajungă în casa, în toate casele în care există copii, să fie și cartea ta. Îți mulțumim, Andreea. E importantă munca aceasta de a scrie o carte, știm cu toții, și nu este ușoară. Necesită un efort suplimentar și de multe ori supraomenesc, pentru simplu fapt că, cum ai spus și tu, viața nu se oprește, pacienți sunt în continuare, da? Familia e în continuare, sunt multe aspecte de copii, sunt în continuare și așa mai departe, deci avem ce să facem. Dar dacă îmi permiteți, o să trec mai departe la doamna Sigur, doctor, te pentru rog. că sunt sigură că cei care au venit în seara aceasta aici și cei care vor asculta ulterior această lansare, sunt curioși să afle mai multe și direct de la doamna doctor. Dar mă mai suportați un pic pe mine. Doamna doctor Ina Silva a ales să fie medic din dorința de a ajuta oamenii să se vindece și să fie sănătoși. Un lucru, nu, demn de un altruism și cu siguranță de apreciat. Experimentând și învățând mereu, a căpătat experiență și a aflat de ce apare boala și cum poate fi prevenită și vindecată, dacă ea a apărut. Dacă nu conștientizăm și nu vindecăm mai întâi în noi, nu ne vindecă nimeni. Da? Adică, deseori am auzit această sintagmă, într-adevăr, că nu ne vindecă doctorul, noi ne vindecăm. Doctorul doar ne ajută, ne ghidează, ne îndrumă, este acolo lângă noi să ne sprijine atunci când avem nevoie, însă vindecarea noi o facem. Un medic sau terapeut îndrumă, prin urmare, nu vindecă. Ina împărtășește îndrumările ei din toată experiența acumulată în peste 25 de ani de practică. În cartea Mami știe tot, da? Ghidul foarte bun și de avut la îndemână, pe care o lasă moștenire, da? Pentru a avea, cum spunea și Andreea, pe ce pune mâna în caz de nevoie, dar de ce nu și de a citi-o pentru a ști să fii pregătit. Prevenția ajută. Ajutorarea mamelor, da, care se confruntă cu frustrarea de a nu ști cum să-și vindece copiii rapid, eficient și fără efecte secundare, asta este foarte important de reținut, dar se confruntă în același timp cu nesiguranța lor și părerile contradictorii ale celor apropiați. Recunosc că atunci când a venit cea mică, pe oricine întrebai, erau 20 de oameni, erau 20 de sfaturi diferite și în același timp îți era frică să nu faci ceva greșit, pentru că până la urmă o viață depinde de tine. Și când la rândul meu am fost întrebată ce anume să dau ca îndrumări altor mame proaspăt mămici, am zis că nu există un ghid, uite, cel puțin eu nu eram în măsură să-l dau, dar acum am ce recomanda. Pentru că cartea Mami știe tot, ghidul de îngrijire holistică a copiilor, oferă, da? A fost scris ca mamele să devină sigure pe ele, adică să știe, să nu mai fie nevoite să întrebe în stânga și în dreapta și, cum spuneam, să afle o grămadă de lucruri și după aia să nu știe că multe sunt contradictorii. Să știe cum să-și trateze copiii bolnavi, astfel încât să se vindece rapid și să fie sănătoși, o perioadă cât mai mare de timp. Când mamele înțeleg și știu cum să-și trateze singure copiii, fără a apela la medici și medicamente de sinteză, atunci se vor bucura de copii sănătoși și o familie, bineînțeles, armonioasă. Pentru că dacă lucrurile, noi suntem sănătoși și cu siguranță putem să facem diverse lucruri care ne aduc bucurie și putem avea o experiență frumoasă aici pe pământ, nu? De ce nu? Am venit să experimentăm frumos. Dar eu zic că am vorbit suficient în seara aceasta. Așadar, mă retrag și îi dau cuvântul doamnei doctor. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru ajutor și pentru organizare și pentru inițiativă. Mulțumesc lui Florin Păsat, este și mentorul meu și îi sunt profund recunoscătoare. Mulțumesc Andrei, dacă nu era Andreea Halichias, această carte nu ar fi putut scrie și acesta este puiul cărții, pentru că mi s-a părut normal ca să aibă și un pui, că dacă tot este mami cu puiul ei, atunci și cartea, puiul meu, are un
pui o ediție succintă unde sunt afecțiunile, cauzele psihoemoționale și sugestiile de tratament. Pentru că nu înlocuiește medicul și am precizat în trei rânduri în carte, dar oferă sfaturi foarte valoroase și putem să ne tratăm singuri în cele mai multe situații. Cartea este proiectul meu de suflet, doar că ziceam că o să-l scriu mai târziu, însă cumva între timp am întâlnit-o pe Andreea Halițias. Nu a știut că se poate scrie o carte așa de matematic, ca să spun. Și uite așa, pornind de la ideile, e cam, eu știu, puțin spus, de tratament, am ajuns să scriu cartea în care, în prima parte, am prezentat de ce să ne tratăm într-un anume fel. Cum ajungem să înțelegem ce înseamnă orice problemă de sănătate am avea, noi sau copiii noștri, pentru că ea, cartea și indicațiile de aici sunt valabile atât pentru copii, indiferent de vârsta lor, cât și pentru adulți. Ceea ce nu am scris în această carte este despre menopauză, problemele acestea ale vârstei a doua și despre problemele masculine, prostată sau eu știu, n-am scris despre cancer, bolile autoimune și gândesc ca să fac al doilea volum până la sfârșitul anului acesta. Nu o să-l public, nu am cum, dar să-l scriu. Abia mi-a venit inspirația, ca să spun așa. Am gândit această carte în ideea că eu am știut să-mi tratez copiii și nu a fost necesar să ajung cu ei la alți medici. În schimb, ce aș fi făcut dacă nu ar fi știut? De aceea, viața mea cumva a fost dedicată în mare parte pacienților. De multe ori am plecat de acasă ca să văd câte un copilaș de Paști, de Crăciun sau mai știu eu, de sărbători sau în weekenduri, pentru că acesta este ceea ce m-a motivat. Ce aș fi făcut eu dacă nu aș fi știut cum să-mi ajut copiii? Sunt niște sarcini pe care le-am pierdut. Între copiii mei sunt 16 ani și jumătate, aproape diferență. Și am încercat să înțeleg de ce s-a întâmplat, de ce s-a oprit sarcina în evoluție atunci și alte lucruri din acestea. Și atunci, mi-s dragi copii, în primul rând. În al doilea rând, copiii care vin acum sunt niște copii deosebiți. Și am scris câteva cuvinte și în această carte despre acești copii deosebiți și necesită tratamente deosebite și necesită ca noi părinții să știm cum să-i ajutăm să manifeste cel mai înalt potențial al lor. Sunt copii indigo, sunt copii de cristal, copii cu cubeu, copii lumini, sunt numiți în multe feluri, dar ei au venit ca să schimbe această lume, să dărâme barierele și zidurile și să creeze o lume mai nouă, mai bună, mai frumoasă. Fiecare dintre noi sădind semințe, acestea în funcție de semințele pe care le sădim. Iar pe mine personal m-a ajutat foarte mult ca să înțeleg aceasta Florin Păsat, ceea ce am zis de o viață dărind, vei dobândi, am ajuns să înțeleg și să practic conștient și rațional și să văd că, da, uite, se poate mult mai concret, adică fără a te zbate. Și dacă ar fi dintre toate cursurile care le-am făcut în mai bine de 30 de ani decât tot fac cursuri, acesta cu atrage abundența în viața ta și ceea ce urmează după aceea, programul de mentorat este cel care l-aș alege din toate. Probabil că sunt sute de cursuri, acesta este cel pe care l-aș alege. Și mă bucur că în momentul în care eram cumva dezamăgită de modul în care merg lucrurile și lumea medicală, adică atât de mult se promovează medicamentele și se ia puterea personală a oamenilor. Doctorul este profetul, doctorul este Dumnezeu și el știe pe toate, dar nu este așa. Medicina a ajuns să funcționeze după niște tipare, iar noi fiecare suntem individuali. Nu suntem doi la fel, așa cum nu sunt degetele de la mână la fel.
Și atunci tratamentele noastre trebuie personalizate. Avem emoții, avem gânduri, avem lucrurile care ne vin din urmă de la părinți, de la bunici, de la strămoși. Este o anumită karmă. Vorbim de gene. Toate acestea le putem depăși devenind conștienți. Și dacă noi suntem conștienți, atunci putem să fim sănătoși tot timpul, nu doar din când în când, putem ști cum să aducem pe lume copii sănătoși, putem să ne menținem sănătoși. Scuzați-mă. Și putem să ajungem la vârste înaintate, sănătoși și să trecem conștienți în lumea cealaltă. Pentru că așa de mult s-a împământenit ideea aceasta și am tot auzit-o în ultimii ani, că trebuie să fii bolnav ca să mori de ceva. Dar nu este adevărat. Poți să treci conștient. Venim în lumea aceasta conștienți, copiii vin conștienți în lumea aceasta și știu de unde au venit și de multe ori copiii îmi spun că ei au venit de acolo din lumină. În carte am un desen al unei fetițe care povestea cum și-a ales ea familia la care să vină. Sunt copii care, vedeți și culorile care le poartă. Am copii care sunt copii. Copii, pacienții sunt copiii mei. Eu vorbesc despre copii, despre pacienți. De multe ori. Deci, care se îmbracă doar în roz, sau doar în mov, sau doar în verde. Fiecare culoare simbolizează ceva. Nu degeaba și ei se mențin pe vibrația aceea, îmbrăcându-se într-un anume fel. Am mulțumit copiilor care au ajuns la mine și cu care am învățat împreună în această carte și le sunt profund recunoscătoare și lor. Poate ar trebui să vorbesc mai mult despre carte. Nu știu, nu mi-am făcut un speech anume. Mă bucur și nu vreau să mă emoționez tocmai acum. Mă bucur de apariția cărții. Mă bucur, este un dar pentru oameni. Deoarece am gândit la un moment dat că eu voi fi cât voi fi, dar această carte poate să rămână și să fie un ghid pentru mulți oameni și multe generații de aici încolo. Pentru că am luat-o cu începutul, adică acest corp fizic de care ne folosim în lumea aceasta, apoi am mers la partea de corp energetic, care este format din mai multe straturi, din mai multe părți, din centri energetici, meridiane energetice, acelea pe care funcționează acupunctura, iar energia circulă prin ele, așa cum circulă sângele sau așa cum sunt nervii prin care circulă impulsul nervos, datorită cărora noi ne mișcăm, vorbim și așa mai departe. Și am trecut la emoții. Corpul nostru manifestă emoțiile, manifestă traumele care le-am trăit în burtica mamei sau după ce ne-am născut. Și aici se manifestă inclusiv partea genetică, ceea ce au trăit părinții noștri, ceea ce au trăit bunicii noștri. Am pus în carte o poezie a unei doamne, Iunia se numește, Femeia care urlă, și am spus acolo ca fiecare părinte să o citească așa ca pentru el, acea poezie, pentru că este valabilă pentru noi toți. Și atunci să ne dăm seama de ce copiii strigă uneori în disperare și noi nu vrem să-i înțelegem și noi spunem că trebuie să faci așa sau nu este voie așa și cum am putea găsi soluții de comunicare. Pentru că dacă noi nu comunicăm pe măsura limbajului lor, pe măsura emoțiilor lor, nu la nivelul minții, copiii simt și simt cu sufletul și nu rațional, atunci ei se îmbolnăvesc. Iar îmbolnăvirea e valabilă și pentru noi ca adulți. Deci avem aceleași butoane care ne se apasă, doar că noi suntem raționali
nu vrem să înțelegem, astea sunt prostii și așa mai departe. Dar bucuria mea a fost că după lansarea fizică în Oradea, din 26 septembrie, am avut încă o mulțime de feedback-uri. Toți cei care au cumpărat cartea, și au fost mulți, adică deja tipăresc al treilea rând de cărți. Și mie mi s-a părut wow. M-am temut că oamenii vor spune că e prea multă informație și nu vor înțelege. Dar nu, dimpotrivă, s-au bucurat că au făcut conexiuni și au înțeles de ce li s-a întâmplat lor sau copiilor una sau alta. Au înțeles ce înseamnă să concepi conștient un copil și să-l crești conștient. Pentru că un copil vine pe lume și se folosește de energia părinților, energia iubirii dintre cei doi părinți din momentul conceperii. Este energia pe care o folosește întreaga viață. De la primul strigăt, când intră prima gură de aer, și până la ultima suflare, când dăm ultima gură de aer din plămâni, aceea de la primul țipăt. Deci copilul când iese pe lume și strigă și își umple plămânii cu aer. Este volumul rezidual, așa se numește. Volumul rezidual care rămâne acolo și ăla nu se golește în toată viața. Și această energie din momentul conceperii duce toată viața individului. Acolo este totul. Și atunci, cumva, pentru mine, sau nici nu știu cum să mă exprim mai bine, e ca un strigăt de atenționare. Unde este această energie în momentul în care conceperea se face prin fertilizare? În momentul în care se concepe inconștient și pe urmă ne minunăm de ce copiii sunt bolnavi, de unde sindromele acestea ADH, ADHD și o mulțime de boli și de probleme care apar la vârste din ce în ce mai fragile. Și la un moment dat am renunțat la medicina alopată, dar ce mi-am dat seama că nimic nu vindecă. Cu toată bogăția de medicamente apărute pe piață, mai ales după Revoluție, pentru că eu sunt mai veche și am văzut și vremurile dinainte, și de vaccinuri, din păcate sunt din ce în ce mai multe boli autoimune, cancerele ultimei, probleme din ce în ce mai greu de tratat. Și atunci am scris această carte în ideea de a încerca să prevenim, să înțelegem, decât să ajungem să tratăm. N-am spus că pot trata sau se poate trata cu sfaturile din această carte absolut orice. Dar este mult mai bine să fim conștienți. Și dacă, eu știu, copilul plânge sau nu vrea la grădini sau mai știu eu, mai bine stăm de vorbă cu el și încercăm să înțelegem suferințele sufletești sau emoționale decât să îl obligăm să meargă acolo unde nu-i place. Un exemplu. Și sunt multe exemple. Nu, trebuie să-mi pun ochelari. Și sunt multe exemple în carte. Despre multe experiențe pe care le-am avut și despre multe lucruri pe care le-am înțeles de-a lungul anilor, practicând meseria. Și am văzut multe situații, paradoxal, vindecate prin tratamentele acestea de medicină holistică, care dacă nu le-aș fi văzut și mi le-aș fi povestit cineva, eu ca medic nu le-aș fi văzut. Adică vorbesc de lucruri de urgență, lucruri în care aș fi acționat în primul și în primul rând medicamentos. Dar s-a putut. De tot felul de hemoragii, de arsuri, de extraordinare. Pe wheezing, pe astm, pe laringite. Pentru că este un strigăt de disperare acolo și văd că sunt foarte multe laringite și astm, bronșic și wheezing și rinite alergice. Și acesta pleacă din momentul nașterii copilului, în momentul în care copilul este scos de acolo și în momentul în care este provocată nașterea mai devreme decât este necesar. Și cu ocazia aceasta anunț
un masterclass în 28 noiembrie legat de vindecarea nașterii și vă invit pe toți cei care doriți să participați pentru a afla mai multe informații despre aceasta. Nu știu ce aș putea să spun, adică eu pot să spun foarte multe și să povestesc până mâine dimineață. Cartea are două Poate părți. Da. să adreseze lumea întrebări. Eu pot să le permit să pornească Da. microfonul sau Cred că așa este cel mai bine. să scrie pe chat dacă le mai e la îndemână și eu am să le citesc întrebarea. Uite, încep eu cu o întrebare, dacă se poate, ca să prindă și ceilalți curaj. Știi cum e, când e cineva care sparge gheața, după aia e mai ușor pentru restul. Spunea adineauri că modul în care se naște copilul, da, poate influența viața, bineînțeles, și sănătatea acestuia. Eu, spre exemplu, am fost nevoită să nasc prin cezariană, având placenta previa. Nu era nicio cale de ieșire, oricât aș fi Da. vrut. Și bineînțeles că a fost programată mai repede, pentru că erau niște riscuri acolo și am avut și risc de pierdere de uter, dar slavă Domnului, important e că s-a terminat cu bine. Având în vedere că totuși am fost nevoită, adică nu a fost de moft, cum se spune, a Da. fost doar ca să scăpăm cu bine amândouă. Ea a rămas cu o dermatită pe care a avut-o destul de urâtă la început, e drept, dar cu timpul s-a estompat foarte bine, doar că, uite, când vine sezonul rece, spre exemplu, sau în anumite momente, îi mai reapare așa în anumite zone. Ce aș putea face? Sau nu știu dacă... Totul pleacă de la înțelegere. De aceea am scris despre meridianul. Meridianele se cuplează câte două. Sau se iau, medicina tradițională chineză vorbește de meridiane, dar toate medicinele străvechi vorbesc de meridiane și de centri energetici sau chakre sau roți sau lotus, le mai spun. Principalele organe ale corpului au meridiane, circuite energetice. Și ele se cuplează câte două, pentru că trăim în dualitate, așa cum este luna și soarele, întunericul și lumina, bărbatul și femeia, plusul și minusul, ca și sarcini electrice, deci nu plusul și minusul în sensul de rău și bine. Bun. Și meridianul plămânilor face cuplu cu meridianul intestinului gros, formează loja de metal. Organul de simț corespunzător este pielea, iar emoția caracteristică este anxietate, tristețe, depresie. Ca să explic mai pe clar, mai pe ce înseamnă aceasta. Înseamnă că întâi de toate este o anumită emoție. Fiecare cuplu formează de organe, formează o lojă, da? Și are caracteristic un organ de simț și o emoție. În cazul acesta, deci plămânii cu intestinul, emoția de la care pleacă dezechilibrul energiei este tristețe, anxietate. Bun. Înainte de a rămâne însărcinată, dintr-un motiv sau altul, conștient sau nu, a fost această tristețe la mamă, în cea mai mare măsură, poate să fie și la tată. Pentru că dacă fetele merg pe linia tatălui, băieții merg pe linia mamei. Cel puțin, nu sunt atât de simple lucrurile, dar cel puțin la început, undeva pe la 2-3 ani se vede foarte clar. Seamănă mai mult cu mama sau seamănă mai mult cu tatăl. În cazul în care sunt cupluri, sunt observații practice sau din practica mea medicală. În cazul în care sunt doi copii, de obicei, dacă doi copii de același sex, dacă sunt băieți, băiatul cel mare seamănă cu mama, băiatul cel mic aduce mai mult spre tată. Cu fetele este invers. Deci, fiind fetiță, că am înțeles că ai o fetiță, are și de la tată partea asta anxietate, depresie. Bun. Poate ca să fie în antecedentele familiei tatălui, boli pulmonare, rinită, răceli frecvente, până la tuberculos sau cancer pulmonar. Sau partea cealaltă, o depresie mai profundă sau eu știu. Dar și mama a avut parte de tristeți
înainte de a rămâne însărcinată, pentru că energia din momentul conceperii impregnează corpul viitorului copil. Recall Healing și altele vorbesc de 9 luni înainte de momentul conceperii, ceea ce au trăit părinții se imprimă în ADN-ul viitorului copil. Bun. Și atunci, luând-o așa, a fost tristețe care s-a manifestat pe piele ca și dermatită. Pe de o parte. Pe de altă parte, momentul. Deci nu degeaba a fost placentă previa, adică eu, ca mamă, cumva, placenta protejează copilul. Placenta previa este sângerândă, este conopidiformă, deci ceva s-a întâmplat acolo, protejează și mai mult copilul. E ca un burete care ar încerca să protejeze. Nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie vorbit în particular și lucruri mult mai profunde pe partea asta. Bun. Și atunci a fost necesar din punct de vedere medical și rațional ca să se scoată mai devreme copilul, că risc de hemoragie. Pe de altă parte, sângele și hemoragia are treabă și tot ceea ce este ită, inflamație, sângerări, adică și dacă este sângerare de la citru și dacă este sângerare de la o tăietură, de exemplu, de la o rană, în spatele ei este furie. Picatul este cu furia. Conștientă sau inconștientă? Nu contează. Pot să povestesc un exemplu de la mine, în care eram din mai multe motive furioasă. M-am apucat să tai iarba, am un petic de iarbă, nu e nu știu câtă, și fiind furioasă că primisem niște telefoane, că primisem un mesaj, nu știu cum, de la contabila mea, de fapt primisem ceva de la bancă, după care de la contabilă, după care ceva de la altă, nu știu ce se stricase pe nu știu unde, cineva care făcea ceva pentru mine, un utilaj, mă rog, un cauciuc se spărsese, nu mare lucru, teoretic. Copilul meu striga în casă și nu spunea ce se întâmplă, deși copilul meu este mare, deci nu este bebeluș, iar eu, supărată, mă apucasem, pornisem mașina de tuns iarba, e o mașinuță, nu e nu știu ce lucru mare. Da, nu știu, a fost prea multă iarbă acolo, iar eu, în furia mea, în agitația mea, am băgat mâna să scot iarba. Trei degete mi le-am băgat fără să mă opresc mașina. Nu pot descrie ce durere am avut și cum a început să sângereze și toate astea. Am luat remedii, sunt foarte bine, unghiile mele sunt bine, nesperat de bine și degetele, deși am crezut că mi le-am pierdut. A fost un caz în care s-a dovedit eficiența homeopatiei a nu știu câta oară. Nu doresc nimănui să pățească așa ceva. Bun, după aceea, stând și analizând, mi-am dat seama și nu au funcționat, în primul rând, remediile care sunt. În carte am pus și o trusă de urgență și am explicat câteva remedii pe scurt, ce și cum să le folosim. Este un capitol despre febră, lăsați copiii să facă febră, căci mi se pare foarte important pentru sănătatea lor ulterioară. Și am explicat de ce. În toată cartea am tot explicat de ce așa și de ce nu altfel. Și de ce este important să înțelegem. Și deci am luat arnica, am luat simfitum, am luat remedii care sunt belisperenii, să oprească hemoragia, să scadă inflamația. Pe partea cu articulațiile, pentru că mi erau afectate falangele, da, deci unde este unghia, oșoarele acestea pe care se așează unghia. Bun. Și am luat aconitum pentru că am fost în stare de șoc. Am plâns 2 ore și nu mă puteam opri din suspina, ceea ce nu s-a întâmplat în viața mea până la 54 de ani, nu am pățit așa ceva. Bun. Și după care, fiind degetele roșii și nu le puteam, erau roșii până jos, am luat belladona, care e primul remediu al inflamației. Indiferent unde este inflamația, și mi-a mai scăzut durerea, dar totuși, 2 nopți am plâns, n-am putut să dorm, tot timpul mă durea.
Și la un moment dat mi-au apărut niște simptome de lachezis, care este un remediu din venin de șarpe, care are multă furie, care stăteam și mă gândeam de ce am luat lachezis, că nu mai știu acum exact. Dar în momentul în care am luat lachezis, prima doză de lachezis, primele 2-3 granule, mi-a dispărut durerea. Am putut să mișc degetele. Și a fost wow! Deci mi-am dat seama ce înseamnă să ajungi la remediu de la care a plecat. De asta povesteam de tristețe și făceam comparația cu furie. Și atunci, ceea ce este de făcut este să înțelegem aceste evenimente care s-au întâmplat. Putem face mai multe lucruri. Terapia vorbitului în somn, de exemplu, cu copilul. În funcție de vârsta care o are, putem să vorbim cu el și conștient, să-i spunem, uite, mama a fost așa, 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 mami te iubește și toate cele. Dermatita este și orice, este pe piele, are treabă cu nu-mi place să mă atingi. Nu-mi place, vedeți, când ea a fost scoasă, deci cezariană, ca și puiul care este scos din cuibul lui, copilul știe când să iasă, știe când intră, și când să iasă. Niciun copil nu rămâne acolo mai mult decât este cazul. Niciun copil nu vrea să își facă mama să sufere. Copiii vin și fac toate din iubire pentru noi. Din foarte multă iubire. Noi nu realizăm. Și încearcă să ne atragă atenția în toate felurile la ceea ce facem greșit. Și ei de multe ori, întotdeauna, până la 7 ani, îi văd în astral, văd lumea nevăzută. Bun, și ei în funcție de asta acționează. Bun. Deci, în momentul în care a fost scoasă, ea nu aș, deci s-a pus mâinile, a fost atingerea. Este conflictul de separare. Și atunci, și aici sunt mai multe. Una este dacă sunt bubițe, dacă sunt vezicule, dacă este roșu, dacă la dermatită pielea este uscată. Este uscarea emoțiilor. Poate că a fost intrat în incubator, poate că nu a fost pusă pe pieptul mamei, poate că nu știu cât a fost alăptată. Sunt o mulțime de lucruri. În mod normal, nașterea ar trebui să se întâmple așa cum s-a întâmplat și conceperea, adică frumos, în liniște, în pace. Nașterea nu este ceva de mers la spital. Dacă noi ne pregătim înainte de naștere și am ținut cursuri și probabil voi mai ține despre concepere conștientă, despre naștere conștientă, adică să ne pregătim de a concepe copii, ambii părinți. Nu să vină așa și noi să fim cu organismele încărcate, să fim emoțional varză, să vrem să facem carieră sau mai știu eu, ci să fim într-o stare de liniște, de pace, de comuniune, să ne oferim această bucurie de a aduce pe lume niște suflete, niște spirite înalte care să ne bucure, care să fie sănătoși și de aici încolo pleacă lucrurile. Putem să vorbim mult mai multe. Și dând creme cu cortizon și deci medicație, lucrurile se duc înăuntru și atunci apar întâi răceli, apoi lucrurile se duc, le tratăm medicamentos, se duc mai în profunzime. Apare diaree, apare constipație. În ultimul an, foarte mulți copii care au venit la mine, fie cu scaune nedigerate, fie cu constipație cronică, adică să nu facă scaun o lună de zile, să ajung la clisme. Am avut un copil de 5 ani care a venit așa și nu făcea scaun de când se născuse decât cu clismă. Este înfiorător să nu pot da afară rezidurile. Și toate merg aici. Dacă noi le tot băgăm în interior, aceste emoții care tot încearcă să iasă afară, să ne atragă atenția, mai târziu, mai spre pubertate, mai este un ultim efort al organismului, apare acnea, scoate pe piele, se dau și atunci tot felul de medicamente, se bagă înăuntru, iar copiii, adolescenții, sunt foarte mulți, triști, depresivi, anxioși, curentul emo, sau agresivi, sau până la idei de suicid. Și atunci, în momentul în care am avut copii cu probleme de depresie, dar nu numai copii, și adulți, sunt și adulți, am tratat și adulți și la 70 de ani
pe depresie, primul pas este să facă acut, să facă răceli sau să meargă pe parte de diarei sau să dezvolte pe piele tot felul de lucruri. Și atunci trebuie să le dăm la o parte, eu zic, ca foile de varză. Nu așa ca și foile de hârtie frumos, foaie după foaie, ci ca foile de varză, pentru că foile de varză sunt așa, cu denivelări. Și noi, ca să ajungem la mijlocul verzei, ceea ce înseamnă esența, armonia, sănătatea, vitalitatea, trebuie să dăm foile. Noi suntem, când vine la mine, îi așa varza. Și noi foaia aceea trebuie să o dăm la o parte. Și sub ea este alta. Și încă una. Și când suntem la marginea verzei, ne dăm seama de foile de dedesubt, dar, pentru că sunt acele de nivelări, da? Dar nu știu care cum va ieși. Eu știu că sunt aici și de multe ori spun, a, va trebui remediul ăsta, ăsta, ăsta. Acum dăm acesta și mâine, poi mâine, 2, 3 zile, ne auzim cum spuneți ce se întâmplă. Ce s-a schimbat, cum s-a schimbat și vedem mai departe cu care remediu merge pentru a ajunge la esență. Adică important nu este are tuse, gata, să se rezolve tusea și pe urmă se apară, eu știu, pe piele și zicem că aia este altceva și ne ducem la... Nu, toate sunt împreună. Și trebuie să înțelegem acest împreună, să ajungem în profunzime pentru a putea vindeca. Ceea ce nu vindecăm noi ca și părinți, dăm mai departe la copii. Și dacă nu vindecăm la copii, vor da mai departe către ceilalți copii. Și mie mi se pare înfiorător față de cum era pe vremea lui Ceaușescu. Deci facem scări pentru handicapați și tot felul de lucruri din asta. Scuzați-mă, nu e vorba, nu m-am exprimat bine, pentru persoanele cu dizabilități. Dar noi nu facem conștient lucruri ca să aducem pe lume copii fără dizabilități, copii sănătoși, copii. Înțelegeți cum zic? Și toate lucrurile astea se merge din ce în ce mai mult pe tratamente de suprafață și superficiale, în loc să tratăm în profunzime. În urmă cu 20 de ani, mă uitam pe stradă la oameni cum zâmbeau. Eu merg și mă uit pe stradă la oameni. Într-o vreme purtam ochelari de soare ca să nu se vadă unde mă uit. Cum mă uit în ochii oamenilor? Nu am cum decât uitându-mă în ochii oamenilor ca să le văd sufletul. În ghilimele să le văd sufletul. Dar adică nu paranormal, nu eu știu ce, nu lucru din acestea vă închipuiți. Și văd tratamentul când funcționează, indiferent ce fel de tratament fac, pentru că oamenii se luminează la față. Eu remarcam ieri un domn de 70 ceva de ani, care vine la mine adus de fica dânsului de câțiva ani de zile și dau tratament pe cronic, ia și medicație pe tensiune și nu știu ce, ne înțelegem și nu înțelegem și tot îl întreb cât consumați, cât a... Nu, el nu bea alcool și nu știu ce. Zic, nu-mi spuneți lucrurile astea. Bun. Și i-am dat remediu și a reușit să-l aducă fica și la terapie Baum. Și încep să se miște cumva lucrurile, în sensul că îi văd, deci era supărat, era nervos, era roșu la față, bucăit. Acum, ieri avea o altă luminozitate. Deși medical, ficatul lui nu este chiar ok. Dar a căpătat o bucurie interioară. Nu știu cum să... Nici nu știu dacă a intrat acum sau nu. Fica dânsului, vreau să zic. Deci, acea lumină. Adică, ideea este, și dacă va sta, și dacă va pleca din lumea asta, nu va pleca trist, supărat, speriat. Și va pleca cu bucurie, cu înțelegerea vieții, nu știu cum să-mi spun. Altădată, oamenii plecau atunci când erau sătui de viață și plecau conștienți. Și oamenii au uitat. Sunt foarte multe lucruri care sunt de povestit. Am încercat să spun în carte, dincolo de tratamentele, indicații. Luați ulei de nu știu care și uneori remedii homeopate. Uneori, aoleo, se duce bateria. Uneori ceaiul, nu, a mers așa, pe plante, ceaiul, pe tincturi sau gemoterapice, uleiuri esențiale și, în ultimul rând, remediile homeopate. Pentru că
intrând la un moment dat într-un grup și dând o recomandare de ceva remediu pentru emoții, a fost o altă colegă, homeopat, vai, cum dau la remediu așa și ce, o întreagă teorie. Am vrut să ajut, faptul că ia o doză, gel semn este pentru emoții și întotdeauna funcționează. Emoții anticipații, va fi un examen, va fi un drum, va fi, ioi Doamne, cum va fi. Deci, o doză de gel semn scade emoțiile și eu am luat gel semn înainte de a intra în direct. Că, vrând nevrând, deși vorbesc mult și mă iau și vorbesc și iar vorbesc, totuși am emoții. Cum va fi perceput de ceilalți? Vor înțelege ce am spus? Sau va fi prea mult? Sau va fi interesant pentru ei ceea ce spun? Deci, de aceea m-am ferit ca să nu îmi sară colegii în cap și la o să zică, vai, și asta am mai auzit, că nu vom mai avea pacienți. Da, ce minunat ar fi să ajungem să facem prevenție, să ajungem să creștem copii sănătoși, să fie oameni sănătoși, să ne întâlnim și să povestim despre ce mi-ai făcut tu bun de mâncare și sănătos. Nu toate lucrurile legate de fast food și de habar n-am ce alte. Deci, Dacă ne iertați-mă poți dacă am vorbit spune, prea mult. am aici o întrebare, cât costă cartea? Ne întreabă cineva. Cartea este, în mod normal, 242 de lei. Puiul ei este gratuit acum pentru cei care se înscriu să o cumpere. Cred că putem să le dăm un cod, nu știu exact lucrurile acestea cum se fac, pentru cei care au participat acum la această întâlnire. Va fi la fel ca lansarea fizică, adică 170 am făcut reducere și atunci. Este darul meu către oameni și consider că fiecare, dacă ne aducem contribuția, cât o picătură de apă într-un ocean, putem să schimbăm lumea. Și vreau să spun că aici, pe spate, este, nu știu dacă se vede, în fine, autori care schimbă România și autori care schimbă lumea. Andreea Halikias, după ce a publicat 700-800 de autori, a ajutat să publice din străinătate, s-a întors către autorii români, nu știu, de 2-3 ani, cred că este de mai multă vreme, și cred că sunt deja vreo 200 de autori, numai l-am pierdut la un moment dat, care au publicat din dorința de a ajuta oamenii locului unde te-ai născut, ai crescut, această țară, pentru că nici degeaba vei într-un loc anume, să crească, pentru că dăruind vei dobândi, pentru că fiecare sămânță pe care o sădim mai devreme sau mai târziu rodește, ceea ce emitem se duce până la marginile Universului și dincolo de acesta în infinit și se întoarce către noi. Și atunci, dacă vrem să creăm o lume mai bună pentru noi și pentru copiii noștri, este important ceea ce facem fiecare dintre noi. Astfel putem să ne ajutăm în cel mai bun și frumos mod copiii. Să creăm o lume mai bună și mai armonioasă pentru ei, înțelegând, fiind conștienți. Zi de zi, clipă de clipă, nu poți să-i faci altuia rău și ție să-ți fie bine. Ajutându-i pe alții să fie sănătoși, eu sunt sănătoasă, fiii mei sunt sănătoși. Adică ceea ce pui, ceea ce plantezi, dau un exemplu că e legat de sănătate. Dar tot ceea ce facem în fiecare clipă, nu poți să urăști pe unul și pe altul să vrei să fie bine, nu poți să critici să vrei să fie bine. Dar fiind recunoscător și mulțumind pentru fiecare clipă a vieții, pentru fiecare zâmbet de copil, pentru fiecare rază de soare, pentru fiecare fir de iarbă care răsare, vă dați seama cât de important este firul ierbii pe care îl călcăm în picioare? Ce-am fi noi dacă n-ar fi iarba? Iarba acoperă pământul. Este ca și părul de pe animale care protejează. Iarba este consumată de animale, de păsări. În iarbă își fac veacul o mulțime de insecte care polenizează, nu doar albinele polenizează. Insectele sunt consumate de păsări și mai departe. Toate să fim așa, măcar ca și firul ierbii.
Am pus formularul în descriere pentru rezervarea și comanda cărții. Să-mi spui încă o dată, te rog, cât e reducerea sau prețul întreg și Deci, reducerea, ca să știu. prețul întreg este 242 de lei. Pentru cei care au participat și comandă cartea în urma acestui eveniment, punem codul Alexa. Alexa Event este codul, Da. da, Bun. ca să știe Și să va vină. fi cartea la 170 de lei, așa cum a fost și prin formularul de comandă, da, este un formular de L-am pus comandă. eu în chat, o să-l dau și pe Așa. mail după întâlnirea aceasta. Pentru cei care că s-au înscris mult mai mulți, dar mi-au scris că nu au reușit să intre, o să le dau link să poată asculta și ei vor Da. putea beneficia la rândul lor Da, de sigur că da. reducere. Și le dau toate detaliile pe mail, să urmărească mailul că o să primească Da. acolo. Și dincolo de aceasta este și cadou ghidul acesta de buzunar în care am gândit cum ar fi partea a doua a cărții, adică sunt nivelurile de sănătate, de ce este important să facem într-un anumit fel tratamentul, cum lăsați copiii să facă febră și ce putem face în caz de febră, cum să-i tratăm natural, naturist, sugestiile de tratament, cauzele psihoemoționale și manifestările fisice a peste 100 de afecțiuni, probleme de sănătate. Sunt, cred că vreo 120, nu le-am numărat, dar sunt peste 100, asta este cu siguranță. Și am gândit că acesta se poate purta și în poșetă, și la mașină, și la, eu știu, în buzunar și oriunde, ca să fie mult mai ușor mămicilor, nu stă să răsfoiască în cartea mare, dar cum fac și de ce fac și nu știu ce, acesta este în concediu, la mare, la muntă, oriunde poate să-l ia. Sau poate să fie copilul acasă cu bona sau la grădiniță sau cu bunicii și mama este la servici. Copilul poate să aibă mai mult de 2 ani, nu neapărat bebeluș. Da, și atunci sună și spune, a, este așa, a, ia să văd ce fac eu în caz de, eu știu ce. De aceea este și puiul ei. Și acesta va fi primit gratuit de data aceasta lângă carte, așa, în mod normal, prețul lui pentru cine vrea doar pe acesta mic este 444 lei. 44 de lei și 40 de bani. Au rost toate aceste cifre. Nu sunt alese la întâmplare. Bun, Corect. dacă sunt întrebări Mai era aici sau. o întrebare. Ați vorbit și despre concepție. Eu aș vrea să știu de ce apare starea de greață, vărsăturile în sarcina care este dorită și cum pot influența aceste stări dezvoltarea copilului. Starea de greață apare datorită respingerii sarcinii, conștient sau subconștient, inconștient. Pentru că a venit într-un moment nepotrivit, pentru că eu psihic nu eram pregătită. Chiar dacă sunt mulți părinți care vor să facă un copil să-l conceapă și pe urmă mama manifestă greață. Este ceva ce dă afară. Greața are legătură cu vezica biliară. Vezica biliară face cuplu cu ficatul. Furia transformată în amărăciune. Ficatul este furie, mânie, ranchiună, neiertare. Și când apar problemele pe vezica biliară, colicile biliare și așa, deci este acea furie transformată în amărăciune. Iar furia este cea mai negată emoție, deoarece nu e voie în societate, nici în familie, nici nicăieri să manifesti furie. Dar furia este cea care ne împinge înainte. În spatele depresiei, tristeții, anxietății, fricii, absolut la orice, de fapt, este furie. Dacă stăm și căutăm în profunzimea noastră, este furie. De la cele mai mărunte lucruri. Dar noi nu suntem conștienți, nu vrem. Asta este undeva, e câh, e buhuhu și așa mai departe. Adică, trebuie gândit și cazul cu greața foarte concret.
Dacă stăm să cugetăm, întotdeauna găsim cauze. Poate că mama merge la servici și nu-i place serviciul. Poate că este prea mult și se simte copleșită, dar nu are curajul de a spune gata, stop, până aici, sau nu are curaj să se odihnească, sau alimentația este într-un fel. Dar dacă eu nu mănânc bine, dacă eu nu, adică nu mănânc alimente de calitate, vorbesc de fructe și legume. Noi așa suntem concepuți. În primul rând, partea de fructe, în al doilea rând, partea de legume. Cu cât sunt mai puțin procesate, cu atât este mai bine. Cu cât sunt mai din grădină, cu atât este mai bine. Mi se spune că nu mai găsim. Ba da, găsim. Există piețe, există. Și putem să vedem. Dacă mergem în piață, putem să ne dăm seama care sunt producători și care nu sunt producători. Un pic de atenție. Există grupuri pe internet, dacă dăm un pic căutare, legume, biofructe, nu știu ce. Există ferme și microferme și macroferme, mai puțin macroferme. Deci există ferme certificate bio și să știți că nu se obține așa de ușor o certificare bio și putem comanda un coș zilnic în care să avem și ceapă și morcov și câțiva și nu știu ce. Nu se poate. Eu am căutat, zilele trecute chiar am căutat să văd, mi se spunea că în București nu există așa ceva și tot. Și am găsit posibilitatea, cel puțin 10 de unde poți comanda sau te poți duce tu singur să îți culegi și să le plătești. Da, poate sunt mai scumpe, dar mai bine mănânci mai puțin și de calitate decât să ajungi la probleme majore de sănătate și să nu mai știi ce să faci și cum să faci mai întâi ca să fii pe picioare. Iar copiii noștri și mai ales fiind în creștere, corpul lor se formează din ceea ce introducem în primul rând ca și alimentație. De acolo pleacă lucrurile și de aceea este important. Și de asta cu greața este mult de vorbit. Sunt remedii care ajută. Mai este de vorbit și cât este susținută de soț, de familie, cum se înțelege cu partenerul de viață. Sunt multe vis-a-vis de grație. Pot să mă întreb mai concret dacă. Eu știu. Vorbeam de furie, poate că ești în trafic și claxonează sau înjură unul și zici, da, ce l-a apucat și pe asta. Și un mic. Dacă ești atent, corpul imediat reacționează. E un pic de furie acolo. Sau se bagă în față cu mașina, sau te claxonează, te pipără, sau te fluieră. Sau, eu știu, ești pieton și e să dea peste tine. Sau pleacă autobuzul din fața ta și tu nu te urci. Sau, eu știu, te duci în piață și ți se pare că e prea scump ce vrei să cumperi, sau eu știu ce neînțelegeri sunt cu. Adică sunt atât de lucruri din astea mărunte. Sau eu știu ce spune șefa sau nu-ți scrie pixul tocmai acum când este. Și atunci, cât un pic de furie acumulată, de frustrare, dar și în spatele frustrării tot furia este, că nu sunt în stare, că nu fac, că nu trec. Și uite, așa se adună. Și atunci lucrurile acestea adunate, când ne date afară, că nu suntem conștienți, se manifestă ca și greață, în diverse, și copiii de multe ori nu numai copiii, dar și noi ca adulți. De multe ori avem greață și avem vărsături și în loc să le dăm afară, în momentul în care se vomită, se descarcă vezica biliară, lichidul biliar. Tot ce a fost acea amărăciune acumulată. Dar noi dăm antiemetice ca să nu vomităm. Când dăm să vomităm. Nu ne simțim bine după ce vomităm. Foarte bine. Popoarele vechi, indienii, vorbesc de vărsătura terapeutică, așa a fost tradusă la noi. Adică să-ți cureți conștient stomacul și curățind stomacul, descarci vezica biliară. Nu știu cum sună ceea ce spun. Eu zic că sună foarte interesant. Acum sunt sigură că mulți avem întrebări punctuale și clare, nevoie și de o anamneză și de văzut situația concretă, pentru că dacă nu rămânem într-adevăr într-o tematică oarecum mai generală, dar chiar și așa ne putem lua suficient de multe informații.
Unde te pot găsi pentru cei care, uite, vor sau simt nevoia să discute personal anumite cazuri cu tine, adică să vină în consultanță ca medic privat. Eu sunt din Oradea. Pot să mă găsească dacă vor căuta doctorina Silva. Pe site-ul meu este număr de telefon, pot să scrie acolo. Pot să spun și numărul de telefon. Se poate. Poți să-l pui, doar că după aia o să rămână pe înregistrare. A, dacă este. Cel mai simplu este Dacă căutându-mă există un pe. număr de programări, număr de telefon, dar acela se poate schimba. Prin urmare, pe site, dacă e, cred că e cel mai indicat. Am Se poate acel număr, întâmpla. cred că de peste 20 de ani. Am un număr. Cred că sunt 30 de Același. Uite, ne mai întreabă cineva care este explicația unei sarcini prelungite, adică cu 2 săptămâni peste termen. Știu că ai spus în seara asta la un moment dat că un copil stă cât are nevoie în pântec, dar tot Da. ce se întâmplă când se depășește cu mult termenul? Cine a stabilit acel termen? Știe exact momentul conceperii? Aici este toată treaba. Adică acele măsurători ecografice dau după niște limite, după niște. E calculatoristică, este statistică. Da? Adică. Zicem că normalitatea este între anumite grame, centimetri, kilograme, mai știu eu, zile, da, ca perioadă de sarcină. Și în orice altceva. Momentul conceperii, deci momentul când a avut loc contactul sexual, este important. Momentul ovulației este important. Și cel mai important, și de acolo trebuie calculată vârsta sarcinii, este momentul în care se fixează celula ou. Adică, spermatozoidul s-a cuplat cu ovulul, a rezultat celula ou, ea circulă cam din momentul conceperii 7-10 zile în uter și după aceea se fixează. În momentul în care se fixează, este o mică hemoragie de nidație. Cel puțin pe vremea mea așa îi zicea. Adică sunt câteva picături de sânge care pot să treacă neobservate sau femeia zice că poate încearcă să-i vină ciclu sau ceva, dacă nu este atent. De atunci trebuie calculate între 273 de zile și 290 de zile. Deci 1, 2, 3, deci așa le numărăm. Bun, așa trebuie calculată vârsta sarcinii. Știind exact, eu cu ambele mele sarcini care le-am dus la termen, medicii mi-au zis că sunt sarcini suprapurtate. Nu poate să-mi spună când eu știu exact când am rămas însărcinată. Și momentul conceperii și momentul acela de nidație, când s-a fixat și le-am numărat. Deci nu era deloc sarcini suprapurtate. Și le-am născut natural pe amândouă. La cea mică m-am dus cu bobițele după mine și am programat nașterea și am trimis lumină acolo. Și am lucrat cu Reiki și cu alte prostioare din astea, dar întâmplător am nimerit și o asistentă, nu mai știu dacă e în țară sau a plecat deja, adică sunt mulți ani, sunt peste 10 ani de atunci, voia să plece în Anglia. Și a stat și m-am înghiat pe spate și la propriu și știa și ea lucruri din astea energetice și m-a lăsat să-mi iau bobițele și am născut natural. 42 de ani și am adoptat natural, fără consultanți și fără astea, 3 ani jumate. Un an m-am chinuit ca să renunțăm la alăptat, că era mare și nu mă lăsa să dorm. Adică le știu lucrurile acestea. Și pe cealaltă sarcină și am născut totul natural, dar n-am știut atât de multe lucruri. Atunci n-am știut homeopatie și s-a întâmplat, n-am știut toate astea. S-a întâmplat în momentul în care să îmi facă perineotomie, deci să mă taie, a apărut pe lume instant. Cineva acolo sus mă iubește. Și mi-a dovedit că se poate.
Deci pentru o naștere naturală și pentru o sarcină frumoasă, armonioasă și pentru copii sănătoși, este bine să ne pregătim cel puțin un an înainte. Asta însemnând detoxifiere. Sunt o mulțime de toxine care le băgăm în corpul nostru și dacă mâncăm sănătos și dacă le cultivăm în grădină, pentru că există ploi acide, există atâtea perturbări atmosferice, atâția nori de praf și tot felul de lucruri. Nu mai sunt lucrurile nici măcar ca acum 20 de ani. Și dacă este vulcanul de la Fukushima erupe sau mai știu eu care, mai devreme sau mai târziu, adică e vorba de câteva zile, o săptămână să ajungă și la noi. Toată planeta este vie. Nu contează ce se întâmplă în adâncul oceanelor sau în înaltul cerului, pentru că toate ne afectează. Și cine își închipuie că este neafectat, nu are cum. Dar facem ceea ce putem și mai presus de toate este conexiunea continuă și permanentă cu sursa din care provenim, divinitatea, indiferent ce religie suntem și cum îi spunem acestei surse din care s-au creat toate sau care le-a creat pe toate. Și atunci nu mai contează ceea ce mâncăm atât de mult dacă noi aducem acea energie acolo. Dar nu o să putem să mâncăm chipsuri și fast food. Garantat. Corpul nostru le va da afară. Deci, pregătindu-ne pentru sarcină, noi ca și părinți, ca și adulți, detoxifiind corpul, consumând fructe și legume și sunt multe, cum să zic, extraordinare din ceea ce conțin, adică o lingură din sucul lor sau, eu știu, face cât kilograme de altele, aronia, cătina, afinele, toate fructele de pădure sunt extraordinare, morcovi, sfecla roșie. Deci, sunt mai multe, dar așa, eu vorbesc de cele autohtone. Pentru că acele aduse de peste mări și țări, este moda acum a face diversificarea copilului cu cartofi dulce, cu avocado, cu mango și eu știu ce, aduse și dacă sunt bio. Cum le poate aduce bio de pe o zi pe alta? Cum le poate aduce fără să le trateze? Sunt niște întrebări care ar fi normal să ni le punem. Cartofi dulci au început să se cultive și în România, de exemplu. Cel puțin aici, la Oradea, am găsit în piață cartofi dulci și eu mai grădinăresc spor și am cultivat cartofi dulci. Anul acesta nu, dar anul trecut, acum 2 ani, am pus cartofi dulci, 4 feluri de cartofi dulci și galben și mov, în fine. Am comandat răsat de la cineva din Cluj, dar și eu am pus plante cartofi dulci bio și mi-au făcut mugurași. Dacă n-au fost bio, deci probabil n-au fost atât de tratați. Nu știu ce înseamnă pentru ei bio, pentru cei care vând. Și ce subterfugii găsesc pentru a-i vinde pe piață ca bio. Dar a făcut, dacă n-a fost bio, că a făcut rădăcini, dar nu i-a ieșit mugurele la cartoful dulce. Și s-a stricat, pur și simplu. Deci, putem vorbi și de agricultură, dacă și asta m-a preocupat, pentru că ține de sănătatea noastră. Să nu uit să amintesc de masterclass-ul din 28 noiembrie, care este gratuit pentru cei care participă la evenimentul de acum, la lansarea online a cărții, și va fi despre vindecarea nașterii. Vindecă-ți nașterea, vindecă-ți viața. Așa am gândit eu titlul acum. Și atunci putem să povestim mult mai multe despre acestea. Mai concret și la obiect. Mulțumim. Rămâne să achiziționeze cartea și să o păstreze la căpătâi pentru atunci când e necesar și când vor simți că cartea nu este suficientă, să apeleze la tine, la sursă. Cu tot dragul. Mulțumesc! Sunt recunoscătoare ție și tuturor. Mă bucur pe cei care i-am văzut mai mult sau mai puțin. Le sunt recunoscătoare că m-au ascultat.
și am sădit semințe și vom sădi semințe împreună pentru că aceste lucruri rămân acolo, conștient, și mai devreme sau mai târziu vor rodi. Și îndemnul meu este ca fiecare dintre noi să încercăm să sădim semințe bune și să facem o lume din ce în ce mai bună, mai armonioasă, mai sănătoasă, pentru noi și pentru copiii noștri. Și zic pentru noi, nu pentru că sunt egoistă, ci pentru că dacă noi, eu, tu și fiecare femeie nu este bine, n-are cum să fie bine nici copilul și nici familia. Vrem, nu vrem, femeile le duc pe umeri pe toate. Așa suntem făcute. Am venit să experimentăm aici ca și femei și este important să ne asumăm acest rol și să nu ne lăsăm pe ultimul loc, pentru că atunci energia noastră este jos și în loc să-i ajutăm pe ceilalți, la nivel subtil, într-un fel sau altul îi vampirizăm. Proiectăm pe ceilalți, inclusiv pe copiii noștri, ei ne sar în ajutor și se îmbolnăvesc, dându-ne din energia lor. Deci este foarte important să avem grijă de noi. Cu detoxifiere, cu vitaminizare, cu nu știu cum să spun, fără a ne învinovăți. A ne simți vinovate că mă duc la masaj sau că îmi fac o bucurie, că îmi dau cu cremă pe față sau am un pic de timp pentru mine. Este normal să avem timp pentru noi ca să ne încărcăm bateriile. Este normal să ne bucurăm de lucrurile mărunte. Nu ești 100% non-stop nici mamă, nici soție, nici iubită, nici angajată sau patroană, antreprenoare sau mai știu eu. Fiecare om, femeie sau bărbat, dar femeile uită de ele. De asta insist pe femei. Bărbații știu să-și ia timpul lor liber, să aibă pauza lor de cafea, de meci, de bere, de ce vor ei. Dar femeile le duc pe toate în spate și ne minunăm de ce se întâmplă lucruri, de ce sunt sarcini cu probleme, de ce nu concepem bine, de ce sunt copii mai puțin sănătoși în loc să fie foarte sănătoși. De ce? De ce? De ce? Deci, de aceea este important să avem grijă în primul rând de noi. Să ne dăm voie să facem lucrurile care ne plac. Și dacă nu ni se oferă, să le cer. Să ne dăm voie să stăm o jumătate de oră în cad de la duș cu spumă, nu știu ce, ca să ne bucurăm, să ne refacem, că de fapt aceste lucruri le facem în primul rând pentru copii, în al doilea rând pentru soț, partener, iubit și în al treilea rând pentru familie și pentru comunitatea în care trăim. Deci avem grijă de noi, putem să-i ajutăm pe ceilalți. Eu zic să Mereu sunt rămânem cu mamele care se simt vinovate, de aceea am simțit nevoia să spun aceste lucruri. și eu zic să rămânem cu acest mesaj în seara aceasta. A avea grijă de noi înseamnă a avea grijă de ceilalți în cele din urmă. Și să ne vedem cu drag în 28 noiembrie și cu alte ocazii. Am pus linkurile, o să revin mâine cu un mail cu informațiile cu privire la formular și cum se poate achiziționa cartea, cu acces la discuția și lansarea din această seară și rămâne să ne vedem, să ținem aproape. Mai vreau să spun un singur lucru legat de masterclass. Vindecarea nașterii se poate face la orice vârstă. Noi, ca și adulți, nu știm ce s-a întâmplat atunci. Dar vindecând nașterea noastră, nu putem schimba trecutul, dar putem schimba viitorul. Prezentul este datorită trecutului. Viitorul ne-l creăm în momentul prezent. Deci, indiferent de vârsta pe care o avem, vindecându-ne nașterea, cu siguranță ne vindecăm viața. Mai punem o
Sau mai dăm la, mai punem o cărămidă sau mai dăm la o parte din povară, o cărămidă pe drumul vieții armonioase. Mulțumim tuturor. Seară frumoasă în Cu tot continuare. drag. Mulțumesc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți.